Да. Кусок. Şanlı. Yusuf. Chiar dacă sabia poate tăia foarte bine, este suficient să fac mișcarea asta, da? Asta, da? Când mă întâlnesc, totdeauna mă întâlnesc, dacă m-aș putea avea să ia un corp foarte consistent. La ce pot folosește? Sau pot trece armul a fost pe capul meu, să mă întorc. Sigur, se spune, doamne, dar ne putem mișca și multe alte feluri. Exact. Numai că toate aceste două feluri, aceste două mișcări, conțin în ele și o, câte o lovitură. Deci, în fața aceste două lucruri. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Hai. Încă o dată, o să vedeți că în tehnicile de sabie, da? Pentru că eu nu totdeauna pot face o taie abasi ca în tehnicile de mână. Și când agăți partenerul, îl dezechilibrez. Fără de față. M-am ferit și l-am dezechilibrat, da? Mi-a folosit ca să fac două lucruri, da? Dacă cu sabia nu pot să-l dezechilibrez. Ia. Da?
é complicado que vai aqui chegar. Nunca nos pontos fracos, dá pouco. E depois é complicado, tá? E mais avantajoso, se não mexe com a luta, dá para entrar, tá? Do pior aí. Hã? Tá do pior aí. Acela tudo, tá? Deixa. Partindo meu aí em parte. Tá? E eu vou provir em sua luta, tá? Aqui partindo meu aí em parte. Tá? Eu vou provir em sua luta, tá? Ele está vindo. Pior. Para que partir da cabeça que estén bien. ¿Vale? Yo os pongo bien todo a testar. ¿Vale? Os pongo bien todo a testar. ¿Vale? Aquí es parte. ¿Vale? ¿Vale? El técnico de Sadie, Thais Abaki en Sens Classic, este más cotido. Es un Thais Abaki para el shoulder. ¿Vale? Pentru că distanțele sunt scurte și sabia lovește foarte repede și dacă așa trebui să mă mișc din calea ei, eu dacă ar fi să fac așa, nu am nicio șansă. Da? Da? Deci aici, sigur. Mă trebuie să mă mișc într-o altă zi, da? Eu. Uitați-vă cum se face în unii minari, da? 1, 2, 3, 4. Fără ca să rănesc de față de față. Da? Eu aș vrea să facă într-o acest. Da? Nu? 1, 2, 3, 4. Control. Bun. Hai să facem doar mișcări. Da? Deci, sunt aici. Da? Hai. Uite, înainte, în spate, în stânga, în dreapta. Arma ca să-l controleze, da? Da? Deci o scot o lovitură, da? Vreau să facem această mișcare în cer de tot, da? Bochem. Lateral, da? Uite, în jos. Apoi, da? Dreapta. Și mai departe. Înapoi, da? Toate lucrurile trebuie să le pot face în orice direcție, da? Hai, vreau să facem mișcarea asta. Am urit înainte. Hai, înainte. Trebuie să susțin jos, da? De fiecare dată, dacă se întoarce, ca să fie cât mai potrivită, și pașii sunt, da?
Asta este foarte important, că tot timpul trebuie să schimbi arma și poziția corpului ca să ajungi cât mai bine la partid. Bun. Și ultimul exercițiu pentru mâini este schimbarea prizei pe mânerul armei. Deci, pornesc așa și ajung așa. Ceea ce este important de știut este că întrebăm pe cineva. Dorin, ce este mai? Distanța? Asta e bună? Pentru. Ce nu-i bună? Pentru. Dar care e bună? Asta e bună? Pentru apărare? Asta ne spune că această distanță optimă este optimă din punctul meu de vedere. Nu din punctul lui de vedere. Nu din punctul lui de vedere, sau din punctul lui de vedere. Din punctul meu de vedere. E un lucru extrem de important. Pentru că oamenii și dumneavoastră zic, mă, aia ești asta. Și fac un timp mâna, zice, hai, ok, sigur, uite. S-a terminat cu mai. Din punctul lui de vedere. Punctul lui de vedere e bun. Așa e și la sabie. Așa e și la sabie. Unii zic, domnule, mai înseamnă chestia asta. Asta zic, da, asta e. Pentru că, da, aici, da, pot să-i dau sabie într-o bancă. Întotdeauna e citația care îmi convine mie. Da? Da. Mai zic că sabia mea nici nu poate nevoie și de acum, dar poate și poate fi ascunsă, da? Deci, important este să îmi convine mie. Bun. Deci, teoretic, însă ea este această distanță în care vârfurile se pot atinge. Da? Unii spun, sunt școli care distanța trebuie să fie în partea asta. Da? Alții spun, nu, nu, în partea asta. Să le pot scrie și nu fac nici în altă. Sigur că unii au preferiți. Eu, de exemplu, prefer că așa de-a trebuit în față de-a. Asta nu înseamnă că e obligatoriu, dar trebuie să facă la fel. Bun. Deci să vedem în relația mea cu partenerul. Hai să mă spun. Da? Da? Cum mă deplasez? El, în momentul în care ridică arma sus, da? Da? Oprește-mi, da? Aici s-a deschis, observați? E liber. Deci, nu totdeauna o amenințare cu armă este și un pericol real. Dacă el face chestia asta, pentru mine nu este un pericol real. Încă. Da? E simplu. Da? Pericolul real este când această mișcare este atât de energică și de rapidă, încât nu-mi permite să fac nimic altceva decât să-mi salvez viața. Aici fac multe lucruri, da? Când mă zuc, da? Mă hudeu de mine. Când vine niciun pericol. Pentru el însă, da. Dacă mișcarea ar fi așa... Așa, dar zice, violentă, da? Da? Atunci, sigur că ar trebui să salvezi viața. Primul obiectiv este să nu fiu lovit. Dacă sunt lovit, pot să știu Aikido de 10 zare și nu pot să la aia. Ce e, da? Nu aveți eu?
Încercăm să facem această mișcare. Da? Deci, 1, 2, 3, 4, da? Sau aici, da? Cum vreți. Sus. Important nu este asta, ci cum ajung acolo, da? Care e mai mișcare pentru el. Da? Deci nu fac asta.